doamna. Da. Să trăiți, domnul Petre Roman. Să trăiți, Cătălină. Numai o secundă, vă rog frumos. Vreau să vă filmeze exact cum trebuie, din cap până în picioare, așa, să vadă toți telespectatorii, așa, și telespectatoarele. Așa. Mai ușurele. Mai ușurele, exact. Cum arată un bărbat care face sport zi de zi și un bărbat care în fiecare weekend merge pe munte. Corect? Mulțumesc. Felicitări, să știți. Jos pălăria. Silvia oricum arată extraordinar și senzațional. Toată viața. Toată viața a arătat așa. Haideți, luați un loc aici pe canapea. Între noi, bine. Între noi. Între domnul noi. Petre Roman, pentru că mergeți pe munte și pentru că noi ne gândim la invitații noștri, ne-am gândit să vă facem un cadou, mai ales că vine ziua dumneavoastră de naștere, e adevărat? E adevărat. Sâmbătă e ziua dumneavoastră de naștere? E drept. E drept că v-am adus un tort de ziua noastră de naștere? E foarte adevărat. Bună sangria aia de-am băut-o. Exact, am fost de Sfântul Petru. Așa. Iar este. Acest rucsac, să știți că vi-l facem cadou. Hai, ca să puteți să mergeți pe munte și să vă gândiți la noi. Asta este o unealtă adevărată. Să țineți microfonul puțin mai aproape, da? Da. Și cu un asemenea rucsac ar trebui să merg... Și nu știu cum stați cu țuica, dar... Credeți-mă că pe munte... Când o am, stau bine. Perfect. Mulțumesc din suflet. Pe munte merge, perfect. Mulțumesc, Cătălin. Vă rog frumos să luați un loc, să luăm un loc. Silvia, ce faci, Silvia? Ești minunată ca de fiecare dată. Păi vin de la mare și... Am înțeles de ce arătați așa bine, asta domnul e. Petre Roman. Pentru că aveți o soție foarte frumoasă și care vă ține așa în formă. Cătăline, te-ai gândit să faci politică? Că văd că te pricep la vorbe. Am în plan. Peste 2-3 ani candidez la Stănești, la primărie. Unde am copilărit eu. Un sătuc mic lângă Târgu Jiu. Asta e începutul de carieră. Da. Și unde... Bun, stați puțin. Da? Și finalul? Obiectivul final? Deocamdată sunt... Nu vreau să-i dezamăgesc pe alegătorii mei de la Stănești. Acolo e cu țuică, cu... Păi nu, de-abia o să le facă plăcere. Și după aceea? Candidează aici primar, devine primar la noi și ajunge... Ziceți dumneavoastră că aveți experiență și ați văzut multe la viața noastră. Eu asta ce-am fost? Prim-ministru. Asta e, bă. Prim-ministru. De ce, mă? Vă dau concerte și momente de astea peste tot, în toată țara. Cum? Dacă ne dai țuică, e suficient. Ne dau și țuică de toate. Mulțumesc mult de tot. Accept. Ați fost la mare? Da, am fost la mare. A fost foarte frumos. Am fost câteva zile și Petru s-a distrat, ne-am relaxat, așa cum ne am place. Notat. Acum vedem niște fotografii cu familia Roman de la mare. Aolea. Domnul Roman, asta e? Ați fost la mare? Am fost. Perfect, aici îl vedem pe Petrus. Petrus e și el notător mare. Da. A învățat să noate, dar încă nu l-am convins să noate... cu mine, așa mai... Da, dar eu vreau să le spun ceva de celor de acasă. V-am zis că dacă mă pregătesc acum să candidez, am tot felul de informații. Ia să vedem. E adevărat că erați un pic nemulțumit că ați luat câteva kilograme în plus și ați înotat de-ați rupt în vacanța asta. Da, am înotat foarte mult. Adică cam 1-2 kilometri în fiecare zi. Dar vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră, pe lângă înotat, sport, expediții pe munte, luați ceva, adică o țuică, un vin în fiecare seară, care arătați senzațional pe cum, dar țineți noi elixirul tinereții. Recunosc că în fiecare zi o pălincuță îmi vine bine. Ce v-a zis, mă? Recunosc. Să știți că și noi aici, asta nu e butaforit, ați putea să mirosiți. Pe cuvânt. Scrie pe ea. De la Crina Brudan, când a venit, ne-a dus. Cum e? Nu e deloc rău. Nu e. Dar ce, e pălincă, nu? Da. 60 de grade. Nu cred că are 60 asta. Am mai diluat, am mai pus puțin apă, că am mai venit ca mai și bun cunoscător, poate 55. 55, am înțeles. Cum a fost în vacanță? Splendid. Splendid a fost, dar mai bine întrebați-o pe Silvia, că în timp ce eu înotam, ca să nu se întâmple ceva, mi-am scos verigheta, că atunci când înot mult timp, da, riscă să cadă, că am degetele subțiri, să zicem. Da, de pianist. Bun, și am pus-o undeva, a căzut în nisip și credeam că am pierdut. Și? După două zile, Silvia s-a dus în locul unde căutasem ore în șir, s-a așezat acolo, nu știu ce a zis, nu știu ce legământ a făcut,
a dat cu mânuța și a găsit verigheta. Nu pot să crezi așa pe ceva. Bune? Pe cuvânt de onoare. Foarte frumos, ceea ce înseamnă că dragostea rezistă. Dragostea învinge. Interpretează-o cum vrei, dar așa s-a întâmplat. O pierdusem într-o zi și de-abia a treia zi mi-a găsit-o soția mea. Foarte frumos. Foarte frumos, Silvia. Da, așa s-a întâmplat. Nu, nici eu nu mai aveam speranțe mari, dar simțeam că e acolo. Zic, nu, m-am trezit de dimineață, zic, verigheta, ce-i cu ea? De ce mi-apare așa, având eu așa niște senzuri ai mei? Și ei au fost să înnoate, da, eu în ziua respectivă nu prea am avut chef, am stat mai mult la soare și acolo, în locul unde am stat eu, era o umbrelă, da, da, unde nu s-a mai așezat nimeni. Cineva a tras șezlongul în altă parte. Cred că și asta a fost un noroc până la urmă și nu știu de ce mi-a venit să mă așez acolo sub umbrelă, m-am așezat așa pur și simplu pe nisip în fund și stăteam așa și mă gândeam, mă uitam la cer, cântam eu așa astea, melodiile astea ale mele noi și la un moment dat am început să fac așa cu mâna și am simțit ceva rece și zic, inelul, am găsit inelul și am început să plâng. Nu pot să-i, foarte tare, serios. Deci a fost ceva și am zis, Doamne, zic, tu m-ai trimis aici. Foarte frumos. Da, și pentru că ai zis ceva mai devreme că am remarcat, ascultam așa în gând, repetam piesele mele noi, despre ce este vorba. Aș vrea să calc accelerația, domnul Petru. Asta e tema. Am 5 cântece foarte frumoase. Le cântăm pe toate azi? ce frumos ar fi. Păi publicul e de acord, dar Silvia n-a vrut să vină să ne cânte azi. Nu a vrut, a zis, domne, vreau doar să vorbesc despre nu el. Nu sunt gata, luni, marți, miercuri sunt la Chișinău, lucrez acolo cu o echipă extraordinară, cu Ivan Linkovski, cu care lucrează și Paul, da? Că Paul Surugiu. Așa. Zis fuego. Da. Așa și sunt niște oameni foarte, foarte profesioniști, foarte ok. Mă înțeleg eu bine pe Moldoviniești cu ei, așa. Mergi treaba ca unsă. Așa, sunt de-ai mei. Și am trei cântece semnate de Maria Stoianov, o artistă foarte iubită la ei. După Ian Raiburg am început să colaborez și cu alți compozitori de la Chișinău. Și sunt cinci cântece foarte frumoase. Adevărul că la Chișinău sunt niște oameni senzaționali și foarte talentați. Sunt, da. Sunt foarte muzicali. Și cu multă răbdare. Și cu multă răbdare. Cu multă sensibilitate. Stați un pic, că nu mi-am atins scopul. Când vine Silvia să ne cânte, domnul Petre Roman, nu te întrece așa ușor. Când reveniți din vacanță, acum deci am înțeles că toamnă, plecați. Da, da, la sfârșit de august suntem înapoi aici pe, pe post, poate, și deci veniți. Poate reușim să, eu asta aș vrea, să facă și CD-ul. Ar fi foarte frumos. Numai că CD-ul ăsta aș vrea, Cătălin, dacă vrei să fii de acord cu mine, da, să o îndemnăm împreună. Da. Putem recurge și la forță. La Silvia! Să ce? CD-ul! Să facă în CD. Ea cântă foarte frumos. Foarte frumos cântă Maria Tănase. Ce frumos! Da, cântă frumos. Am fost odată invitați de Muguri Sărescu la o serbare, la un spectacol la Banca Națională și acolo ea a făcut un recital Maria Tănase. Senzațional. Nu, da, știi cum a fost când împreună a cântat? Împreună cu a cântat alături cu Marele Pandelescu, care nu mai e printre Costel noi. Pandelescu. Costel. Mare țambalistul cel mai artist la țambal. Cel mai mare. Și a fost o magie cum a cântat. Pe cuvântul meu de onoare a fost o magie. Uite, astăzi, acum zic a doua oară în emisiunea ta pe cuvânt de onoare, ceea ce nu spun prea des. Și la noi a fost Voiculeț, care da. Deci eu vreau să ne promită că în toamnă vine și ne cântă acel moment. Inclusiv, deci cântă Maria Tănase într-un fel special. Perfect, abia aștept și eu vreau să vă propun ceva. Când ne întoarcem din vacanță, să cărăm astea pline cu apă? Să ne luați într-o drumeție cu dumneavoastră. Serios. Adevărul că putem să trimitem doar operatorul, că l-avem unul, e foarte antrenat, că nu știu cine s-ar putea ține după dumneavoastră pe munții. Uite, am făcut... Hai să-i luăm pe ultimul traseu pe care am fost. Ultimul traseu pe care am fost cu Silvia. Da. Înainte să plecăm. Deci sunt 10 zile. Am făcut unul dintre cele mai lungi trasee. Am făcut jepii mari. A fost cu mine. Când am ajuns sus la jepi, ea era mai în formă ca mine, n-am crezut. Deci, impecabil traseul ăsta. Ăsta, dacă vrei să-l facem, e superb. Se merge prin jepi, e una dintre cele mai frumoase. Ești pregătit? Vorbesc cu colegul operator care e sportiv. Mergem pe vitezele moldovene. Știi care sunt cele trei viteze ale moldovenilor? Nu. Încet, încetișor și mai piloc. E bine, atunci mă bag. Perfect, ne băgăm și în drumeția asta. Adică înseamnă că eu așa am mers, știi? Nu e adevărat, am mers foarte repede. Nu, am făcut traseul ăsta care de obicei de 5 ore în 3 ore jumate.
Foarte frumos, de admirat. Să știți că sunteți o familie foarte frumoasă și foarte veselă și eu mă bucur de fiecare dată când veniți. Și vreau să-l chem puțin pe Petrus aici, pentru că el este prietenul meu și vreau să vă spun că data trecută, după ce l-au văzut fetele la televizor, au trimis mesaje și au zis: băi, Măruță, ce frumos e Petrus! Bă, ce băiat extraordinar! Câți ani ai, Petrus? 7 jumate. 7 ani și jumătate? Da. Și ce să le zic fetelor? Că spun că ești foarte frumos, că le place de tine. Să le salut din partea ta? Da. Fetelor, Petrus vă salută. Trimiteți-ne nouă mesajele pe adresa noastră la maruta@protv.ro pentru Petrus, vă rugăm frumos. Te-ai rușinat? Nu. Da, ce faci vara asta? Ne mai ducem în vacanță. Da? Vacanță? La not mai mergi? Da, mai sărbătorim și ziua lui tatăl meu. Cum? Sărbătorim ziua lui tatăl meu. Da? Și? Tatălui meu. Da, și... Nu lui tatăl meu. Și apoi mai joc și-o pe... mai joc și-o zilele astea pe, cu prietenii. Foarte bine. Eu am văzut că e o gașcă foarte tare de prieteni și că atunci când începeți voi să vă jucați, chiar să știe în tot cartierul, adică face și tenis. Foarte bine, mă, Petrus. Băiat frumos ești, așadar eu mă bucur că ai fost astăzi alături de mine și fă-le așa cu mâna fetelor care se uită. Perfect. Și îți mulțumesc mult de tot. Te mai așteptăm aici de fiecare dată cu mare drag, da? Da. Eu vă mulțumesc mult de tot. Vreau să-mi promiteți că veniți în toamnă, da? Rămâne bătut și că mergem în drumeție. Amândouă. Da. Amândouă lucrurile, nu? Deci și drumeție și veniți și în toamnă. Și cântatul. Păi asta a rămas bătut în cuie. Silvia? Din inimă. În toamnă. Cu drag. Promisiunea e promisiunea. Abia aștept, păi. Perfect. E și interesul meu. Vă mulțumim mult, sunteți foarte frumos și împreună, să aveți o vară frumoasă și vă așteptăm. Mulțumim la fel, vacanță frumoasă și vouă. Mulțumim mult. La fel tuturor. Mulțumim.